Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Mâncare pentru a gândi. Probabil te întrebi ce am de gând să fac, nu? Frank, proprietarul acestui loc, a spus că vrea ca poderele să fie atât de curate încât să poți mânca de pe ele. Nu mă întreba de ce, șoarecii nu s-au prins niciodată. Ah, acum probabil că te întreb de ce o fac. Ei bine, asta e cu totul altă poveste. Totul a început când finalele Cupei Mondiale de Fotbal au fost traduse live la East Gickel din Toronto. Împotriva tuturor pronosticurilor, Canada merge în semifinale, împreună cu Irak, Corea de Nord și Franța. Și așa, atunci a început nebunia după fotbal la East Gickel. Dar nu mai mult decât Frank Berger, mai sus amintitul proprietar al lui Binsen Burger, și Rocky Rochefort, proprietarul Chef Frufru, casa deliciurilor culinare franțuzești, dar și cu prețuri așa de mari de le vine sângele pe față. Hai de Franța! Ei chiar au lăsat vechile rivalități să iasă la suprafață. Și asta nu a ajutat cu nimic faptul că nu erau cei mai maturi tineri din este. Acum mai bine ne-ați crede, acum mai bine ne-ați crede. Cupa o să o câștigăm, cupa o să o câștigăm. Vorbește despre febra fotbalului. O voi face. Sunt reguli împotriva acestor lucruri, mai ales când le faci în cafeneaua școlii. Vreau să spun că o invit pe Lori în oraș. Lori, mă gândeam... Există un început. Ah, da, bună, da, foarte bună. Știi, mă întrebam dacă nu ai vrea să ieși cu mine de seară? Da, sigur. Ai vreun plan pentru diseară? Ce sugerezi, dragă? Nimic, eu doar vreau să... Ei bine, dacă e pe așa, nu. Nu mergi la întâlnire, nu? Uite ce, dacă promit să mă duci într-un loc drăguț, s-ar putea să mă răzgândesc. Știu eu un loc perfect. Și fără pozne. Bine, trec să te iau pe la 7. Vii să mă iei? Într-o limuzină cu șofer, fără îndoială. Bineînțeles. Ce limuzină! Și ce șofer! Și totuși unde mergem? M-am gândit să te duc la o cină și la un eveniment sportiv. Ei bine, asta sună drăguț. Important e să ajungem întregi. Oh, Andy! Nu, aici. Burger? Dar ce e neregulă cu Binsen Burger? Au cei mai prăjiți cartofi crocanți din East Gickel. Nu văd niciun motiv ca să nu mă duci la Frufru. Oh, nu! Pot? Bravo! Nu-mi spune, ăsta e evenimentul sportiv? Da, e cu adevărat super. Putem juca câteva jocuri, iar apoi să privim semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal după cină. Frank montează antena satelit și... Nu prea cred, măi, Andy. Găsește pe altcineva cu care să te joci. Partea bună a lucrurilor e că pot să mă întorc la farse. Și asta mă scutește și de jumătate din costul notei. Ce grozav! Bravo! Bravo! Haide, Corea de Nord! Haide, Franța! Hai, Franța! Fantastic! Acum vom arăta noi creatorului mâncărurilor incredibil de proaste de peste stradă, cine șeful! Incredibilă apă îmbuteliată importată la suprapreț este la putere! Canada! Mergem direct în finală! Jucăm contra Franței!
Fantastic! Am să-i arăt eu acelui nenorocit umflat cu marfă la suprapreț? Cine-i șeful? Mai e un singur lucru de făcut. Asta îl va nebuni! Ce mai e nou, Rockford? Este verdele culoarea ta naturală? Umorul tău este ca mâncarea ta, fără gust. Cel puțin oamenii își permit mâncarea mea, Rockford. Dar la prețul ăsta, stomăcelele lor au pompat mai mult decât face. Wow! Toate aceste contre dintre Frank și Rochefort tocmai mi-au dat o idee pentru o farsă. După cum ați văzut, Martin este disperat după fotbal. Are casete cu orice joc transmis vreodată. Tot ce trebuie să fac este să pun la oaltă jocurile anterioare cu Canada și Franța. Intrați, oameni buni! Nu veți pierde nimic! Avem cel mai mare televizor din East Giggle! Ai auzit asta, Rockford? Cel mai mare din East Giggle! Bine ați venit la Chef Frufru, mes amis! S-ar putea să nu avem cel mai mare TV, dar mâncarea noastră nu are gustul de mâl de gârlă! Ai auzit asta, Booker? Nu are gustul de mâl de gârlă! Înceapă jocurile! Nu se poate să pierdem în fața Canadei, sfânt albastru! Nu se poate să pierdem pentru Franța! Privește-i! Vai, ce frumos! Frank crede că Franța a câștigat! Și Rockford crede Canada învingătoare! Dacă voi credeți că acești băieți se urau înainte de a începe finala, încă n-ați văzut nimic! Această înfrângere rușinoasă trebuie răzbunată! N-am să las această înfrângere nerăzbunată! Andy Larkin? Tu ești? Da, eu sunt, adică, dar pot să vă explic? Am auzit că tu ești micuțul farseur. Poate? Am, cum s-ar spune, o mică propunere pentru tine. Ai putea să primești o răsplată bună. În cazul ăsta, da, eu sunt cel mai mare farsor din lume. Ce-ai spune dacă ți-ai pune în aplicare îndeletnicirile în acest așa zis restaurant? A sosit timpul ca Booker să aibă îmbunătățirile lui. Eu, ca reprezentantul legal al domnului Larkin, trebuie să întreb: ce-i revine clientului meu? Ei bine, aș putea să ofer o cină uimitoare în restaurantul meu pentru două persoane. Oh, Andy, ești un tip așa sofisticat. Bate-n palma. Splendid! Mai întâi de toate... Nu, cu cât știu mai puțin, cu atât mai bine. Fă-ți doar năzbâtiile tale murdare. Trebuie să spun că ai acceptat repede această ofertă. Asta a fost pentru că știu pe cineva căruia i-ar plăcea tare mult să cineze la Chef Frufru. Mulțeam, Andy, dar mă cam săturasem de burger și cartofi prăjiți. Lori! Și cred că asta voi mânca perioada următoare. Trucuri de bucătărie simple, elementare, de efect. Și chiar e mai bine când includ membrii familiei. Ce să fie, băieți? Ce spuneți de această fasole? Andy, trebuie să vorbesc cu tine neapărat. Frank e supărat pe mine. Scamatoria aia cu trucurile de... Lasă-mă să-ți explic. Rockford a fost vinovat. Andy, am nevoie de tine ca să-i arăt cine-i șeful. Trebuie să faci ceva farsă pentru mine.
Eu, ca reprezentant legal al domnului... Îți dau burgeri și cartofi prăjiți pentru o săptămână. Aruncă câțiva aici pentru prietenii mei și o voi face. S-a făcut! Wow, mulțumesc, partenere! Chiar să fiu plătit pentru a face farse, sunt acolo unde trebuie. Asta ar putea fi începutul carierei mele de farsor profesionist. Primul lucru pe care trebuie să-l știți despre frufru este gustul. Și nu mă refer aici la mâncare. Da, știu vechiul truc cu zaharnița, dar merge! Este drăguț să dai măreților clienți de la frufru ceva diferit din când în când, nu? Beveriță înnăbușită în sos de oală de veceu. Yeah! Spuneai că vrei să fii farsor într-o zi? Așa că uite prima lecție! Nimic nu se compară cu puțină supă de ciuperci care să-ți strice seara, nu-i așa? Lockford se răzbună pentru farsele pe care le faci. Măresc numărul de fripturi. Îți voi da burgeri și cartofi prăjiți timp de 2 săptămâni. Andy, te rog, fă tot ce-i mai rău. Da, e ceva putred la mijloc. Cred că burger se răzbune pentru farse. Ca să vezi minunata cina cum include și muzică romantică la masă. Acum vino încoace și fii fără milă. Muzică romantică? E timpul să o sunăm pe Lori. Alo, ce? Bună, Lori. E bine, vreau să-ți spun ceva. Ce-i zice să ieșim noi doi diseară? Dar ce-i așa hazliu? Vorbesc serios. O cină simplă, la frufru, cu muzică romantică. Am crezut că asta o va face să-și schimbe registrul. Ce părere ai despre ora 8? Perfect! Am înțeles, fără lucruri ascunse, fără farse. Ați ghicit? Sper că știți, vechea poantă cu spray-ul alunecos. Uite-l că vine. A făcut-o. Știți de ce mi-amintește asta? Îmi trebuie altă farsă, Larkin. Dăm tot ce poți și ai să primești mâncare gratis toată luna. Bună seara, domnule și doamne de Rosa. Ce înseamnă toate astea, domnule Rockford? Beveriță înnăbușită în sos în oala de toaletă? Ma qu'est-ce que c'est? Știți, e o eroare de tipărire. Lăsați-mă să vă recomand ceva. Avem niște mărutaie foarte drăguțe și cele mai la modă din Istinghercl. Aceasta înseamnă garnitură de burtă nebușită de vacă cu o maioneză fină plăcută și cremă acrită inventată de noi. Se toastă! Sau dacă preferați, avem limba de vacă, limba de vițel, scarborou. Asta este o limba de vacă fiartă, cu totul ornată cu foie gras. Aveți picioare de broască? Nu, eu întotdeauna le folosesc pe ale mele. Dar desigur că avem picioare de broască. De fapt, Rocky are un număr mult mai mare de picioare de broască decât crede. Le cuisé de grenouille avec ce surbrui. Picioarele de broască în ketchup. Poate că ați prefera să serviți o simplă salată, drăguță. Cred că asta a mers bine. Ieși afară! S-a întâmplat ceva?
asta e Frank Burger iarăși. Cred că ceea ce a fost mai rău a trecut. Rockford, ai nebunit? Sunt râme în salată. Asta înseamnă război. Crem glace, bombe Alaska, tarte a la crem. Repede, repede. Se pare că treaba mea aici s-a terminat. Se pare că ai provocat un adevărat cutremur la pupus. Ei bine, sunt un om de cuvânt. Care este comanda? Fac eu cinste. Se pare că și cu desertul. Vreau răzbunare! Am să iau un bun. Tu ce vrei? Ups. Nu vreau nimic, vreau să economisesc pentru întâlnirea cu lor. Un burger pentru partenerul meu aici? Vrei și cartofi prăjiți la el? Da, de ce nu? Bine, sar și acoperă-te! Lasă că vezi tu, Rockford! Cred că oricine are dreptul la puțin umor. Mă duc să mă întâlnesc cu Lori. Spune-ți rugăciunea, Rockford! Acest cârnat are numele tău pe el! Iar acest ecler este încărcat cu... Vei plăti un preț prea mare pentru înfrângerea Franței. Ce vrei să spui cu înfrângerea Franței? Canada a pierdut. Nu fi ridicol, am văzut la televizor. Și eu știu ce am văzut la televizor. Hei, ia stai tu puțin. Ai văzut exact cum am spus? O cină pentru două persoane, fără glume. Ei bine, trebuie să recunosc, ai spus adevărul, de data asta. Știi ce înseamnă asta? Da, asta înseamnă că am fost trași pe sfoară. Tu mi-ai făcut toate glumele alea copilărești în restaurantul meu, Rockford? Nu, dar ai executat tu toate acele farse ridicole și inconștiente între al meu? Nu. Andy Larkin! Sfinte albastru! S-a jucat cu noi de parcă am fi, cum să spun eu, niște tolmaci! Poate că merită o porție din farsele sale. Mie îmi sună bine, rămâne să-l găsim. S-ar putea să te pot ajuta cu asta, mon ami. Știu exact unde este. Hei, nu vei avea nevoie de asta. Mi-am hotărât să servesc specialitățile de la Maison. Ce înseamnă asta? Specialitatea casei, dragă. Două specialități. Le aduc imediat. Văd că ai fost foarte atent la orele de franceză. Știu și eu să mă uit într-un meniu franțuzesc. Pot să spui că sunt un om normal? La specialité de la maison. Mes condiments pour le chef. Dar de ce nu plătești condimentele bucătarului în persoană? Am depus mult efort pentru aceste delicatese. Mă voi supăra foarte tare dacă nu mănânci tot. Fără chestii ascunse, fără farsea? Dar stai, e cel mai urât lucru pe care mi l-ai făcut vreodată. Iar acum, Andy, trebuie să stabilim nota de plată. Dar ai spus că cina e gratis. Așa și este. Dar plata e pentru pagubele cauzate de farsele pe care le-ai făcut în ultimele 24 de ore. Dar nu pot plăti atât. Dar nu-i nimic dacă nu ai bani. Poți plăti în felul demodat. Nu te îngrijora, Andy, te pot ajuta. Mulțumesc, Lori, ești cu adevărat o salvatoare. Nu! Nu te mai gândi la Lori, Andy. Vei avea atâta treabă de făcut încât vei uita cu totul de ea. Și uite așa am ajuns eu aici, plătindu-mi datoriile de unul singur.
lăsat singur de Lori, de Danny, așa numitul meu prieten care de altfel e doar un mic. Hei, stăpân al farselor, am auzit de pedeapsa ta. Nu puteam să te las să duci toată greutatea asta pe umeri. O rază de soare într-o zi ploioasă, vroiam să zic. Ai un mop? Dar nu te grăbi așa. Nu ne-am gândit niciodată să încercăm masa de fuzbol. Eu voi fi Canada, tu poți fi Franța. Gol! Canada prea conducerea. Ai marcat în timp ce eu îmi curățam ochelarii. Exact ca și Roșfo. Vai, vai, vai. Iar Franța mărește scorul. Asta nu-i corect, nu mă uitam.